Șef Scărlătescu în vizită la liceul agricol din Miroslava. Tinerii curioși să afle cum se prepară o mâncare delicioasă într-un timp cât mai scurt au învățat mici trucuri de făcut în bucătărie. La finalul discuțiilor, Cătălin Scărlătescu a primit un coș cu bunătăți gătite de elevii liceului. Copii, muncă! V-ați tăiat la mâini? Știți de câte ori mă tăia la mâini? De fiecare dată. Șef Scărlătescu a stat de vorbă cu 10 de tineri dornici să învețe câte puțin din tainele bucătăriei. După ce au primit sfaturi despre cum să gătești bine, dar să ai și o carieră de succes în domeniul gastronomic, invitatul a primit și bucate din partea liceenilor. Nu avem niciun cuțit, dar totuși vreau să gustați ceva bun de asta, la noi. Asta e morcovul? Da. Mulțumesc foarte mult. Și dulceață de ardeiute și dulceață de morcov din cartea lui Mihai Codonge. Băi, mulțumesc. Vă place. Fii atent aici, chestia asta. Eu o iau așa și o să o pun într-o un cloș din ăla și o să le pun și colegilor mei pe bandă să guste și ei, să gustăm toți trei. Și o să le spun și lor despre voi. Și este foarte bine pentru noi să vedem un caz real. Și cred că e important pentru multă lume să primească inspirația asta pe care ne-a dat-o și forța de muncă. Când vezi că tinerii vor să facă artă în bucătărie, e bine să îi îndrumăm și să îi ajutăm să-și ducă la îndeplinire visele, spune șef Scărlătescu. Să muncească mult, să studieze și să iubească mult meseria asta. Pentru că dacă nu iubești cu adevărat, dacă nu faci cu pasiune și cu... așa, cu dăruire, nu iese absolut nimic. Toți avem loc în bucătărie și aia care sunt mai rapizi și aia care sunt mai lenți, toți încăpem în bucătărie. Bucătărie e mare, e vastă. Așa. Conducerea instituției de învățământ speră și la o colaborare pe viitor cu șef Scărlătescu. A fost o surpriză pentru noi plăcută când a acceptat să vină în rândul elevilor și în rândul nostru, o provocare și poate pentru elevi un îndemn că de jos, undeva, poți să ajungi foarte sus din bucătărie. Elevii liceului au obținut numeroase premii la concursurile de gătit organizate în țară.